Verben, numărul 1 în tratamentul T1. Bună seara, doamnelor și domnilor, vă spune Ovidiu Ghinea la încă o ediție de Agricultura la Raport. Iată că după ce a plouat un pic în mai multe județe ale țării, starea de spirit a fermierilor respectiv e ceva mai bună, dar asta nu înseamnă că peste tot au fost precipitații și oamenii sunt satisfăcuți de nivelul ploilor în ultima vreme. Au fost și ceva zăpezi în zona montană, dar nesemnificative pentru nevoia de apă, dar nu să ne referim strict la aspectul ăsta în ediția noastră de astăzi, pentru că sunt și alte lucruri pe care vreau să le discutăm cu invitații mei, mai ales că am alături de mine trei fermieri din județe diferite și spun eu că multe din probleme sunt comune. O să încercăm așa să vedem dacă măsurile astea implementate de Ministerul Agriculturii, sau mai corect spus date de Ministerul Agriculturii, că încă nu s-au pus în operă în totalitate din vari motive, sunt benefice pentru cei care sunt în suferință, și am văzut cât de mulți sunt cei care au nevoie de finanțare sau mai cer păsuire de la bănci, de la distribuitori, de la terțe persoane care i-au girat, i-au garantat până în clipa de față. O să înțelegem dacă mecanismele astea sunt suficiente sau ar mai trebui făcut ceva. Mă tem că va fi destul de greu într-un an electoral complicat pe ultima sută de metri a campaniei electorale. Cred că și politicienii au epuizat mai toate promisiunile. Mă rog, ori mai avea ceva prin tolba acum pe ultima sută de metri să ne determine să îi votăm pe unii sau pe alții, dar ceva concret încă nu am văzut. Din punct de vedere legislativ, iarăși liniște totală, pentru că nimeni nu mai stă cu gândul la ce ar mai putea face, ce ar mai putea schimba. Nici din Parlamentul European nu sunt foarte multe noutăți, foarte multe vești. Totul ține de fermieri și de puterea lor de a depăși acest moment. Au mai fost și alte vremuri la fel de tensionate și probabil că oamenii au căpătat deja imunitate la astfel de probleme. Acum o să aflăm de la dumnealor dacă ceea ce se întâmplă în momentul ăsta va putea fi gestionat în anul următor. E clar că va fi un an crucial pentru foarte mulți, se va trage linie, iar din partea statului probabil că vor veni mai puține ajutoare. Alături de mine, și vreau să le mulțumesc pentru faptul că sunt prezenți în cadrul Agriculturii la Raport, trei fermieri, domnul Constantin Epure, fermier din județul Vâlcea. Bună seara, mulțumesc pentru faptul că sunteți aici în studio. Bună seara dumneavoastră, invitațiilor dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Îl salut și pe domnul Vasile Paraschiv, fermier din județul Ialomița. Mulțumesc pentru prezență, pentru participare. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Și domnul Ștefan Gheorghiță, fermier din județul Brăila. Bună seara, mulțumesc. Bună seara, mulțumesc pentru invitație și bună seara telespectatorilor noștri. Da, vorbeam un pic până să începem de nivelul de precipitații. Nu știu acum dacă de unde veniți dumneavoastră, din zonele respective a plouat și s-a mai refăcut un pic rezerva de apă, dar uitându-ne aici în jurul Bucureștiului și în București, am putea să ne gândim că la nivel de țară lucrurile stau ceva mai bine. E așa sau? Au 24 de litri de apă, sunt așa ca o gură de oxigen, dar rezerva de apă nu. E departe de a se reface? Este departe de a se reface. Adică 24, și au mai dat 70 de litri cumulat la sfârșitul lunii septembrie, la începutul lunii octombrie atunci. Au răsărit culturile în zona dumneavoastră? Nu, rapița 60-70%, grâu 20-30%, orzul a răsărit în totalitate, dar este tarat de boli și pataca din sete. Așa cum bine se știe, în toamnele secetoase, patacurile din sectorul sunt foarte... Iar celelalte așteptăm acum, după această ploaie, să vedem dacă răsar. Nu înțeles. Domnul Paraschiv, la asta aici, în zona Dâncata? Raportându-ne la
rezerva de apă, precipitațiile care au venit, într-adevăr, sunt mici. Dar ne-a dat o încurajare, așa cum a spus și dumneavoastră, ne-a schimbat puțin starea de spirit, privind și noi altfel lucrurile. La mine a venit cam, numai acum, în săptămâna, 50 de litri de... A venit, a plouat foarte bine. Grâul, bineînțeles, ce l-am semănat după o ploaie a răsărit, celălalt stătea, ieșea praf în urma utilajelor. Vedem acum după această ploaie, pentru că s-a umezit bine terenul. Vom vedea. Noi sperăm să răsară în totalitate, să intre într-o vegetație bună în iarnă. Dar problema care s-a pus este că nu am semănat ce am fi vrut, pentru că foarte mulți care dădeau inputuri s-au cam depărtat de noi. Da. Era normal să se întâmple așa, după tot tratativele care au avut loc, după acele ordonanțe care au ieșit, există, după părerea mea, o încordare tăcută la momentul ăsta, în care se așteaptă să se treacă anul acesta și să vedem ce vom face la... la... E o prelungire a agoniei. Da. La dumneavoastră, în Brăila, cum e acolo? Bine, știu că aveți irigat, dar nu cred că ați recurs la irigații pentru nu, perioada asta. Afară de cultura de rapiță, în rest ne-a plouat în două rânduri. Am avut prima dată vreo 58 de litri, 60 în funcție de zonă. Și acum, ultimele ploi de ieri și de alaltă ieri, 27 de litri. Să zicem că e o situație în care putem să avem niște culturi răsărite, răsărirea decurge bine și sperăm să intrăm în vegetația în iarnă bine. Acum aș face o mică observație, vedeți dumneavoastră, și e legată de celebrele hărți care apar mereu prin presă cu rezerva de apă. Fermierii știu, ei nu se uită la harta cu 0,20, se uită la harta cu 0,100, aia înseamnă rezervă de apă. Fiindcă asta mereu arată mai verde, mai maro și dă impresia că lucrurile sunt bune. Ele sunt proaste. Noi dacă vom rămâne cu apa asta, anul viitor, astăzi când vorbim, vorbim de un an, o previziune de an secetos. Nu vorbim de un an normal. Bine. La deficitul care îl avem astăzi. Sigur. Ar trebui, am mai spus-o și anul trecut, dar nu s-a întâmplat, ca bunul Dumnezeu să uite un pic robinetul deschis, ca să putem să sperăm să ieșim din această cam criză. Cât să-l uite deschis? Adică cam de adică ar trebui să discutăm de măcar un 300 de litri pe metru pătrat. Exact. Ca să putem să zicem că avem o rezervă. Deocamdată nu avem nimic. Și cu speranțe. Exact. Asta e la partea de sus. Doi, ce zicea și domnul Paraschiv, mie mi se pare absolut corect, într-adevăr, există o încordare, au fost aceste dispute, negocieri încheiate cumva în coadă de pește, chiar dacă au ieșit niște acte normative, dar actele normative nu au rezolvat problemele, fiindcă sunt multe probleme care nu au fost luate în calcul și o să-mi permit scurt două, trei și eventual aruncăm ca și subiecte. 1. Discutăm de creditul fermierului. Aici avem o problemă legată de un regulament european. Noi trebuie să înțelegem și România încearcă, dar nu poate singură și trebuie să înțelegem treaba asta. Tot ajutorul pentru agricultură este gândit pe ferme mici. De ce spun treaba asta? Discutăm de un ajutor de minim de 280.000 de euro. Ăla este. Da. Fermele mari l-au consumat. Degeaba ai dat ordonanță pentru creditul fermierului, fiindcă el nu mai are ajutor de minim, el nu mai are cu ce să se ducă. E una la mână. Noi nu putem să schimbăm unilateral. Am cerut comisiei, dar care comisie? Că acum știți cum e, predarea, primirea scaunelor. Da. N-are ce să discute. Până în decembrie, în cel mai fericit caz. Deci până atunci validăm, așteptăm și așa mai departe. Doi, treaba asta cu amânarea. Amânarea și a avut multe probleme, fiindcă te duci până unde? Și la ultima verigă, cine plătește? Că asta este întrebarea. Cine plătește? Să nu credem că va suporta cineva. Și riscul este să se întoarcă bumerangul. Îl forțez pe ultimul să plătească. Ultimul va zice, ok, începând de mâine, totul e pe bani. Și tot acolo ajungem, că fermierul degeaba l-a amânat dacă nu va avea bani să continue finanțarea pentru viitor. Deci lucrurile se plimbă un pic în cerc. Chiar dacă există bunăvoință, nu prea sunt soluții. Aici este nenorocirea, fiindcă venim după foarte mulți ani de secetă și nu prea sunt soluții, vorbesc de astea punctuale.
Acum ne ducem și crucea problemelor care nu le-am rezolvat din spate. Asigurările, arenda și așa mai departe. Sunt multe. Ei, te duci la bancă. Păi dacă tu ai contract de arendă pe un an, ce credit să-i? Fiindcă banca zice, bine, dacă tu nu ceri un credit care trebuie să-l rambursezi în 5 ani, cum să-ți dau eu bani dacă tu ai pământul un an? Că nu garantează nimeni că domnul Iepure mai dă și peste 2 ani sau peste 3 ani pământul. Ceea ce e mai grav, nici nu poți să garantezi. Și pe un an de zile n-am pus să garantez, pentru că vine vecinul meu care oferă mai mult și... Exact. Arendatorul nu respectă contractul de arendă. Și noi trebuie să înțelegem că băncile nu sunt agenții imobiliare. El nu are scopul să-i pun eu casă, masă și mâine să iasă pe piață și să zică am vilă, am casă la țară, am masă. Nu ăsta-i scopul lui. Scopul lui e să-și recupereze banii plus dobânda. Din asta trăiește. E, lucrurile merg greu. Uitați că ne chinuim, e al treilea an cu instrumentul de management al riscului. Acum 2 ani și eu și alții am semnalat, atenție, nu putem să facem instrument de management al riscului doar pentru secetă, fiindcă noi luăm bani nu numai de la producția vegetală, luăm și de la legumicultură și de la zootehnie și lui ăla trebuie să-i asigur cea. Am ajuns în faza în care gândim instrumentul. Hopa, ce ne zice Europa? Băieți, pentru toată lumea trebuie să faceți asigurare. Nu mai ajung banii. Știți? Și o luăm iară. Și aia e, că unii au fost proști. Este proști, cum se spune. Da, da? Este proști, cum au spus atunci. Și au fost alții mai deștepți. Acum, s-o rezolve. Dar toată lumea o rezolvă pe cârca noastră, a fermierilor. Asta este problema. E, când am discutat tot într-o emisiune la dumneavoastră, s-a adus problema acestor amânări. Da. Eu am fost puțin mai, nu agresiv, mai virulent în vorbire. Dar am precizat după aceea. Această amânare este strâns legată de ce spune creditul fermierului. Dacă mi-amân ratele și eu nu pot să iau bani, care e problema? Ce am făcut? N-am făcut nimic. Am dus pentru 6 luni. Dezastru. L-am prelungit. Am amânat în mormântarea. Să închidem, indiferent ce măsuri s-ar lua, dacă nu sunt bani... Sigur că da. Dar aici este toată problema. Nu poți să aplici nicio măsură, nu poți să te duci în nicio direcție, înțelegeți? Am înțeles că acum s-a cerut nivelul de 380.000 de euro. 560.000 de euro. Dublarea. Dar până la anul, nu avem ce să discutăm. Până în februarie... Păi noi amânarea și toate o mai putem face până la sfârșitul anului. Mai e o altă necunoscută. S-a ales Trump în America. Se vor schimba jocurile. Sigur că se vor. Multe. Și în special în Europeană, multe. Iar noi, România, nu mai discutăm de ce rol reprezintă. Întreaga Uniune Europeană, la nivel de agricultură, nu prea mai e ceva în lumea asta agricolă. Să fim serioși. Adică, cred că suntem toți... Aici, cum zice domnul Iepure, și eu m-aș lega de două lucruri care sunt importante. Vorbim de ce ne frământă pe noi agricultura. Da. Trump a zis două lucruri. Unu, de reglementare. Dereglementare înseamnă condiții și birocrație mai mică. Da? Ceea ce noi avem din belșug. La, și birocrație și condiții. La lasă pârloacă, n-ai voie cu aia, n-ai voie cu aia, l-altă, și așa mai departe. Deci vrea să-i lase mai liber. Asta va însemna o profitabilitate mai mare pentru ferma americană. Și automat. E, cum vom fi? Și așa noi gâfâim, europenii în general, nu numai noi românii, gâfâim în raport cu ei sau cu alte regiuni, America de Sud sau ex-sovietici. Și atunci ce facem? Și doi, a doua mențiune care e importantă, a zis, mă retrag din acordul de la Paris. Adică, clar îi pune crucea la dereglementare. Și dacă mai vrem să fie tacâmul complet, l-a pus și pe Elon Musk, șef pe toată operațiunea asta, ca să fie sigur că se face. Nu, dar a fost pe Kennedy, șeful Departamentului Agriculturii în Statele Unite, ăla care crede, are numai vise și mai păianjeni din cap. Dar să vedeți acum ce se va întâmpla. Și dacă toate produsele, ei în raportul cu Uniunea Europeană vor fi extrem de agresivi. Că asta este protecționismul american. Da. Noi cu ce vom face față? Cu ce? Vom ieși cu verzi în stradă? Vom ieși cu pancarde și vom lovi pe americani? Ce vom face? Iar Europa este dezindustrializată. Noi nu mai avem. Singura țară care mai avea ceva industrie, dar pusă pe o fundație proastă, a fost Germania. Care stătea pe fundația proastă, respectiv materiile prime din Rusia. S-a terminat. E război, embargo, numai. Uitați-vă că toate se duc în cap în cap. Nu dăm nume de firme, dar industria auto, acum se discută numărul de fabrici care să-l închidă, nu cât de greu. Iar una dintre ele, e pe locul 2 mondial,
A zis, oameni buni, ca să țin fabricile, angajații trebuie să accepte minus 10% la salarii. Deci nu că discutăm, ieșim în stradă, mai dăm 3%, 5%, nu mai dăm nimic, tăiem. Și asta. Deci asta este situația. Și noi am fost în următoarea formulă. Aveam unul care mergea, un motor, și era Germania, care mai ținea pe cineva de braț, așa ca să pară că-s mai mulți, îi ținea pe francezi, și restul lumii. Acum nu mai avem nimic. Va fi greu, fiindcă noi am scos toată industria. Am scos combinate chimice, am scos siderurgice, tot am mutat în alte țări. Am zis să mutăm poluarea la alții. Parcă noi trăiam într-un clopot de sticlă, parcă nu mai bate vântul pe pământul ăsta. Da. Eu n-am înțeles asta. Deci, și ipocrizie și prostie. Deci, așa ceva, noi vrem să fim mai catolici decât papa, dar importăm masiv din America de Sud. Da. Deci facem carne. Astăzi am văzut o știre, au adus carne din Brazilia cu hormoni și cu date și au băgat-o pe piața europeană. Aduc de acolo ștroturi și... deci că am văzut, altă știre era că ne omoară ucrainenii cu carne și cu produse de la ei, în timp ce majoritatea importurilor din România sunt intracomunitare, adică luăm laptele și ouăle din Ungaria și din Polonia, carnea de porc din Spania și din Olanda, aia care cresc porcul mai ieftin decât noi pentru că aduc din America de Sud ștroturile și toate alea. Așa este. Bun, ăsta e contextul internațional. Internațional. Da. Asta vreau să spun și eu. Haideți să revenim până atunci să vedem cum ieșim noi. Noi nu ieșim, domnule, pe vorbe, nu ieșim. Deci păi nu pe vorbe, pe fapte. Păi pe fapte, să nu avem bani. Da. Nu avem bani. Indiferent ce am discutat, nu avem bani. Adică marea majoritate a fermierilor și în emisiunea la dumneavoastră am spus, au făcut și fac agricultură pe credit. Marea majoritate, nu toată. Adică domnul, nu știu. Știți care este problema majoră? Și nu e la noi trei aici. Da. Problema majoră este că am trăit o situație pe care poate nimeni nu și-a imaginat-o să avem 4 ani, 5 ani de secetă consecutiv. Da, în funcție de regiuni. Unii mai puțin, unii mai mult și așa mai departe. Dar minimul 3 ani a avut. Minimul 3 ani a fost peste tot. Da. În condițiile astea știți cum e. Că e vorba aia. Pui la saltea, pui la saltea. Dacă Dumnezeu să pui la saltea, că nu poți să pui la saltea, că gândindu-te că vei dura, vei avea pentru 10 ani. E, în condițiile astea am ajuns în situația în care, clar, s-au terminat banii. Să uităm povestea, că mai rupem, că nu mai avem de unde să rupem, că nu putem. Oricum dăm la nivel de 1000 de lei, 500 de lei, 700 de lei, cât dăm. Începe să se pună întrebarea, dacă continuă așa, că irigațiile nu le facem într-un an și nici nu putem să le facem la nivel de țară, de întreaga țară. Dacă continuăm așa, ce facem cu anumite regiuni? Este o mare dilemă. Da, dar noi am semnale, domnul Gheorghiță. Gândiți-vă că polul pământului s-a mutat din sudul țării în Ardeal. Exact. Așa e, da. Da. Spre ce discutăm? Și nu s-a mutat de acum. S-a mutat de acum 10-15 ani în urmă. S-a mutat, atunci se făceau la Turda hibrizi extra timpurii, da, da, din, da, 90-100 din gradul. Da, 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 da. Și acum se pun, cred că se pun și semitardivi în Ardeal și se cultivă. Deci a scot producții ca lumea, pentru că la ei plouă. Porumbul e un mare iubitor de căldură, da, de apă. Uitați-vă pe Moldova. Am luat toate coastele, toate râpele, să le băgăm în agricultură. Era rentabil, da, atunci, că puteai să pui, da, și sticle de lampă, cum se zice, da, 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 și făceai. Acum nu mai facem. Va trebui să regândim și fiecare dintre noi va trebui să regândească. Eu am oprit extinderea de 3 ani. Dom'le, vine la partă, îmi iei și mie pământul. Mulțumesc frumos. Caută pe altcineva. Nu mă mai interesează, nu mai mă interesează, fiindcă mi-e frică. Nu văd perspectiva nici economică, n-am pe ce să... îmi clădesc o strategie, fiindcă nu știu ce se va întâmpla cu Uniunea Europeană. Ieri am fost verzi, acum discutăm că trecem pe nar mare și Dumnezeu știe ce o mai fi, peste 3 ani intră, nu intră Ucraina. E greu de spus. Și nu ai elemente, nu te poți juca așa, că odată ți-ai rupt gâtul. Dom'le, nu poate să nege nimeni rolul Uniunii Europene în agricultura românească. Adică noi până când am intrat în Uniunea Europeană, eram zero. Știți foarte bine. Da. Erau 3 milioane de hectare, erau pârloagă și nu știu ce. Dom'le, dar am căzut în extrema cealaltă. Am înlocuit comisarii de la Moscova, comisarii de la... Exact. Adică oamenii aia vor să facă lucruri care nu țin cont. Adică Europa e o Europa regiunilor cu condiții diferite, cu toate astea. Ei vor să aplice aceleași reguli la peste toată lumea, peste tot, fără să țină cont de specificul specific de tot ceea ce se întâmplă. Și coroborat și cu altă atitudine. Cum zicea domnul Iebure, în momentul în care vii și spui ceva, domnule, ești anti-european. Domnule, da, să înțelegem un lucru. Noi nu vorbim contra Europei aici. Dar ca într-o căsnicie, în momentul în care ai o neînțelegere, o discuție,
Cum comentezi? Da. Dom'le, e bine, nu e bine? Cum ieșim din ea? E, cum ai început să ridici o problemă de genul ăsta? A, ești putinist. Nu sunt, domnule, putinist, nu sunt anti-european. Da, da, da. Dar hai să o gândim, că vedem cu toții că murim. Murim, murim. Păi, domnule, trebuie titanic, să ai și oameni care se promite, exact. De când se promite creșterea plăților pe hectar în România de la ministrul Daia, care ne-a... Și în curând nu o să mai fie deloc. Și da, acum a ridicat și un europarlamentar, dar a ridicat-o tot în prisma alegerilor. Ca să... Da, la alegeri, da. Să ieșim și noi cu ceva. Cu ce? Da. Aici este problema. Că noi nu ne putem construi la momentul actual o strategie. Pe termen lung, să văd ce fac. Ne închidem singuri. Când vii cu datorii din urmă, vii cu ce vei plăti și nu știi cum va fi anul. Și? Dom'le, nu avem predictibilitate, pentru că nu avem, deci în sud-estul țării nu avem apă. Nu ai apă. Da. Nu ai predictibilitate, indiferent ce. Poți să vii cu mama tehnologiei, să vii, deci nu știu, cu lasere, cu orice. Dom'le, nu ai apă, nu poți să faci tehnologie, indiferent. Factorul ca un ceca, minim til, că am văzut toată lumea, eu acum să minim til, no til, da. Strip til și toate chestiile astea. Dom'le, dacă nu ai apă, cât de cât, nu da. Poți să faci, domne, nu poți să faci agricultură. Să fim serioși, deci despre ce discutăm? Din 2018, acolo unde fac eu agricultură, din 2018, așa, încet, de la an la an, am intrat cu deficite din ce în ce mai mari, din ce în ce mai mari. Păi dacă de 10 ani de zile, cu toți cei care suntem aici la masă, toți știm că principala resursă, principala rezervă de apă se face din zăpadă. Păi dacă ai zăpadă, doar să faci poze cu ea. Despre ce discutăm, domnule? Adică 2 cm și la a doua zi n-am mai pus. Nu mai e. Și dacă ai aparatul la îndemână și cred că o constantă pentru fiecare dintre dumneavoastră e faptul că deficitul de apă a scăzut indiferent de zonă. Da, n-a rămas măcar da. La același nivel. Sigur că da. Cu excepția părții acestea, Ardealul, în care nu au deficit. Nu, dar și au și zone, au și zone. Nu, se vede după producție. Am văzut domnule, la dumneavoastră dar, când ați făcut dar ca domnul se vede că e apă. Dar ca să se mute în Banat. Banatul e Banat. Dacă se mută polul din sudul țării, tradițional, polul porumbului din sudul țării, se mute în Ardeal, nu în Banat, că Banatul e tot timpul a avut. Câmpia de Vest tot timpul a fost altceva decât Banatul. Noi nu mai știm cum arată de vetele după. Până acum 5-7 ani nu știa cuvântul secetă. Acum l-au învățat. Pe prășitoare, de exemplu, au avut... Acum nu vreau să fiu malicios, dar probabil că deja unii au găsit soluții pentru zonele astea ale dumneavoastră unde nu se mai face agricultură, fac parcuri fotovoltaice. Sigur. E o realitate. Sigur, e o realitate. Dom'le, că le faci. Pot să înțeleg. Dar nu înțeleg prostia când le faci în zonele irigate. Pe de o parte băgăm bani să refacem sistemul de irigații, pe de altă parte dăm voie să facem parcul fotovoltaic. Păi poate fac parcurile să alimenteze irigații. La PNRR, știți că veniseră atunci cu ideea aia să combine sistemul de irigații. Aia e altceva. Era ceva, dar acum te trezești în mijlocul tarlarei și tu. Asta e și la mine, domnule. Haide să o purtăm după pauză, că trebuie să luăm câteva minute. Un pas înainte reprezintă pentru noi încrederea partenerilor noștri în produsele oferite de Universal Group. Suntem partenerii cultivatorilor care își doresc produse de calitate. Verben, numărul 1 în tratamentul T1.